Așa, deci începem cu spații euclidiene. Acesta este seminarul 6, cred, de algebră. Grupa este 414A și ne ocupăm mai întâi de spații euclidiene. Spațiile euclidiene sunt niște spații vectoriale în care putem să aplicăm metode specifice geometriei euclidiene. Această geometrie euclidiană, care datează încă de la Euclid, bineînțeles, așa cum îi spune și numele, se baza pe calcul de lungimi și unghiuri. Adică dacă noi avem anumite spații, anumite configurații geometrice, pentru care putem să calculăm distanțe sau lungimi și unghiuri, spunem că în spațiul respectiv putem să aplicăm metode de geometrie euclidiană. Așa ceva se poate introduce pe spații vectoriale reale, ceea ce înseamnă că, definind o funcție nouă care va fi produsul scalar sau produsul euclidian, ceea ce se obține este un spațiu vectorial în care putem să aplicăm metode de geometrie euclidiană. Adică știm să calculăm lungimi și știm să calculăm unghiuri. Și am pornit cu un exemplu pe care îl știți din clasa noua. Deci ne gândim că avem un vector descompus în reperul cartezian în felul acesta. Mai iau încă un vector la fel. Știm să definim produsul scalar, care la matematică se calcula pur și simplu AC plus BD, la fizică era lungimea lui V ori lungimea lui W ori cosinus unghiului dintre ele. Păi dacă folosesc această definiție a produsului scalar, după aceea pot să calculez lungimea unui vector ca fiind radical din produsul scalar al vectorului cu el însuși și cosinus unghiului dintre doi vectori cu formula aceasta. Este produsul scalar supra produsul lungimilor. Păi gata, înseamnă că am ce trebuie pentru geometrie euclidiană. Totul mulțumită acestei funcții de produs scalar, care mi-a doi vectori și îmi returnează un scalar, și via această funcție, pot să calculez lungimi și unghiuri. Și avem acest caz particular, când unghiul este de 90 de grade, spunem că vectorii sunt perpendiculari sau ortogonali. Deci, din acest exemplu simplu, care nu e nimic altceva decât geometria vectorială de clasa 9, tragem concluzia că un produs scalar, dacă îl definim cu atenție, pe un spațiu vectorial real, am putea spera să extindem noțiunile pe care le vedeți aici și în spații vectoriale oarecare. Și asta o să facem aici. Deci, produs scalar pe R-line o să fie o funcție pe care o să o notez așa cu paranteze unghiulare. Cele două puncte de aici înseamnă că are două argumente. E o funcție de două variabile. Deci funcția aceasta este definită pe R la N, produs cartezian R la N cu valori în R, definită în felul următor. Fie X și Y aparțin lui R la N, asta înseamnă că X este X1 puncte puncte Xn, Y este Y1 puncte puncte Yn și se definește produsul scalar între X și Y ca fiind sumă cu I de la 1 până la N din XI ori YI. Observați că nu e nimic altceva decât generalizarea acestei expresii. Păi dacă am făcut-o pe asta, înseamnă că e doar un pas către lungimea și cosinus, pentru că am văzut că lungimea se poate defini cu ajutorul produsului scalar, la fel și cosinusul. Iar lungimea, acum se cheamă norma, deci asta provine din lungime unui vector. X aparține lui R la N, X egal X1 puncte puncte Xn. Norma se definește cum vedeți acolo, numai că notația va fi cu un fel de modul dublu, să spun așa. Deci norma vectorului X este prin definiție radical din produs scalar X cu X. Produsul scalar se calculează cum vedeți aici. Deci, de fapt, este radical din sumă cu i de la 1 la n din xi pătrat. Aceasta este norma unui vector. Și bineînțeles că pot să definez și cosinusul unghiului dintre doi vectori. Deci cosinusul unghiului dintre vectorii x și y este ce scrie aici. Este produsul scalar supra produsul lungimilor, adică produsul normelor. Și avem o observație pentru acest caz particular când
produsul scalar este 0, care se traduce inclusiv în acest context general. Deci dacă produsul scalar între doi vectori x și y este 0, spunem că x este perpendicular pe y, adică vectorii se cheamă perpendicular sau ortogonali. Și cu această definiție, practic, am transformat spațiul vectorial R la N într-un spațiu euclidian. Deci perechea alcătuită din spațiul vectorial R la N și această funcție se numește un spațiu euclidian real. Acum, definiția aceasta de aici este produsul vectorial, produsul scalar standard, să spun așa, sau canonic, în sensul că dacă nu se precizează explicit, acesta este produsul scalar cu care vom lucra. Dar există și alte definiții, se poate defini produsul scalar și cu totul și cu totul altfel, dar dacă nu se precizează altfel, noi vom lucra cu acesta. Deci el este exemplul cel mai simplu, să spun așa. Și ce am făcut aici este să definez produsul scalar în R la N. Dar așa cum știm, noi tot semestrul am mai lucrat cu două spații vectoriale foarte importante, anume spațiul de matrice și spațiul de polinoame. Și eu afirm că acest produs scalar pe care îl vedeți aici este suficient pentru a le înțelege chiar și pe acelea. Pentru că produsul scalar pe mulțimea de matrice, spațiul de matrice MNDR se va face folosind izomorfismul între MNDR și R la puterea n pătrat. Ce vreau să zic prin asta? Păi uite, hai să luăm un exemplu de două matrice din M2DR. Să zicem că luăm A, B, C, D și B să fie A prim, B prim, C prim, D prim. Noi știm că MNDR este izomorf cu R la puterea N pătrat, ceea ce înseamnă că M2DR este izomorf cu R la a patra via o corespondență absolut banală. Matricea ABCD corespunde la quadruplul ABCD. Păi înseamnă că produsul scalar între A, B, C, D și A prim, B prim, C prim, D prim se face ca pe R la a patra. Anume A prim plus B, B prim plus C, C prim plus D, D prim. Pentru că asta e același lucru cu A virgulă B virgulă C virgulă D, la fel și asta, deci produsul scalar se definește în felul acesta. Deci nu mi-este suficient să știu ce se întâmplă în R la N ca să știu ce se întâmplă și pe spațiu de matrice. Vă spuneam în primul seminar sau în al doilea că dacă înțelegem bine spațiul R la N, le știm pe toate care sunt finit dimensionale. Produsul scalar pe Rn de X, spațiu de polinoame de grad cel mult N, se obține via izomorfismul între Rn de X și R la puterea N plus 1. Iată, un exemplu. Să zicem că mergem în R2 de X, în care luăm un polinom pe A plus BX plus CX pătrat și un polinom Q care este D plus EX plus FX pătrat. Izomorfismul între R2 de X și R la a treia, deci pentru că avem izomorfism cu R la N plus 1, se face via o corespondență banală. A plus BX plus CX pătrat corespunde la tripletul ABC. Păi înseamnă că produsul scalar între polinoamele P și Q este AD plus BE plus CF. Și gata. Ceea ce știam de la R la N se traduce imediat și la matrice și la polinoame fără niciun fel de probleme. Și hai să luăm, nu știu, vreo două exemple numerice să înțelegeți exact cum funcționează chestia asta în caz că nu este suficient de clar. Să zicem că luăm un polinom, deci vom lucra în spațiul R3 de X, care știm că este izomorf cu R la a patra,
și luăm un polinom P care este 1 minus x pătrat plus x la a treia și un polinom Q care este x minus x la a treia. Și vreau să calculez ce ați văzut până aici. Produsul scalar între P și Q este, de exemplu, 1 ori 0 plus 0 ori 1 plus minus 1 ori 0 plus 1 ori minus 1. Am luat coeficienții, deci 1 ori 0, că ăsta nu are, n-are termen liber, plus 0, că ăsta n-are x ori 1, plus minus 1 ori 0, că ăsta n-are x pătrat, plus 1 ori minus 1. Deci rezultatul este minus 1. Norma lui P înseamnă radical din produs scalar P cu P, adică radical din 1 plus 1 plus 1, radical din 3. Norma lui Q, radical din produs scalar Q cu Q, radical din 2. Cosinusul unghiului dintre polinoamele P și Q este produsul scalar PQ supra normalului P ori normalului Q. Asta face minus 1 supra radical din 6. Și facem observația că asta aparține intervalului minus 1, 1 și există o teoremă care ne spune că, într-adevăr, mereu acest cosinus este între minus 1 și 1, ceea ce înseamnă că nu trebuie să definim o funcție specială de cosinus sau ceva, pur și simplu ăsta este exact același cosinus pe care o știți din liceu, cu deosebirea că, bineînțeles, nu se desenează așa ceva. Ok. Sunt întrebări, comentarii până aici? Ok, n-am zis nimic prea deosebit, dar vreau să ne obișnuim cu acest context abstract. O proprietate foarte importantă este că aplicația de produs scalar definită pe R la N ori R la N cu valori în R este biliniară. Biliniară înseamnă că este ca o aplicație liniară, doar că deoarece are două argumente, este liniară în fiecare dintre argumente. Ce înseamnă chestia asta? Păi înseamnă că dacă am alfa x produs scalar cu y, ăsta este alfa produs scalar x cu y, dar asta e pe prima componentă. Același lucru se întâmplă și pe a doua componentă, deci iese scalarul și de pe a doua componentă, și pentru liniaritate mai aveam nevoie de aditivitate. Ăsta este xz plus YZ și același lucru se întâmplă și pe a doua componentă XY plus XZ. Deci aceste proprietăți sunt foarte importante pentru ceea ce o să urmeze. Ok. Acum mergem în fine la exercițiul de examen, anume complement ortogonal. Complement ortogonal. Și o să zic așa, fie V un subspațiu al lui R la N, se definește, mă rog, îmi zestrac cu produsul scalar, deci de acum încolo presupunem că avem deja definit produsul scalar cu definiția pe care ați văzut-o mai devreme, nu mai scriu, nu mai definez din nou. Se definește V perpendicular, notat așa, care se numește complementul ortogonal al lui V, complementul ortogonal al lui V, ca fiind mulțimea de vectori X aparține lui R la N, cu proprietatea că X este perpendicular pe V mare. Cum adică X perpendicular pe V mare? Un vector perpendicular pe un întreg spațiu. Păi înseamnă că X este perpendicular pe V mic, pentru orice V mic aparține lui V mare. Aceasta este definiția complementului ortogonal. Și în exerciții o să fie prea complicat să lucrăm cu această definiție. Noi putem să facem o precizare și mai simplă în felul acesta. O să zic așa, fie B mare este egal cu B1 puncte puncte BT, o bază a lui V, și V mic aparține lui V mare. Asta înseamnă că există alfa 1 puncte puncte alfa T aparțin lui R,
astfel încât acest vector să se scrie sumă de alfa i bi cu i de la 1 la t. E descompunerea unui vector în, într-o bază. Păi fie x aparține lui v perpendicular, rezultă că x perpendicular pe v mic pentru orice v mic în v mare, deci înseamnă că produsul scalar între x și v este 0, deci înseamnă că produsul scalar între x și chestia asta este 0, cu i de la 1 la t, păi folosim proprietățile produsului scalar pe care le-am văzut mai devreme, de aici rezultă că sumă de alfa i produs scalar x cu bi este 0, cu i de la 1 la t. Am folosit odată linearitatea pe a doua componentă ca să dau afară pe alfa și odată aditivitatea ca să dau afară suma. Și ne rămâne chestia asta. Dar alfa i nu sunt toți nuli. Că dacă ar fi fost, v-ul era nul și atunci ce mai făceam? Deci alfa i nu sunt toți nuli. Păi asta înseamnă că ăsta trebuie să se anuleze din cauza produselor scalare. Pentru orice i de la 1 la t. Păi și iată ce frumos ne-a dat nouă. Rezultă că o altă definiție foarte utilă în exerciții pentru v perpendicular este acei vectori x din R la n cu proprietatea că x este perpendicular pe o bază a lui v mare. Nu-i nevoie să iau toți vectorii. Este suficient să spun că x-ul meu trebuie să fie perpendicular pe baza lui v mare. Și o teoremă care ne mai folosește foarte mult în exerciții este aceasta, că v este în sumă directă cu v perpendicular și astea împreună ne dau R la n. Și folosind Grassmann, rezultă că dimensiunea lui v plus dimensiunea lui v perpendicular este n, care e dimensiunea lui R la n, și atunci dimensiunea lui v perpendicular este n minus dimensiunea lui v. Și asta ne explică de ce v perpendicular se numește complement ortogonal, pentru că de obicei când apare cuvântul ăsta de complement, înseamnă că îți completează spațiul până la ceva, în cazul de față până la R la n. Ok. Și acum să facem un exercițiu de examen. Întrebări, comentarii până aici? În regulă? Adică sper că e în regulă. Un exercițiu ar putea să arate așa. Să zicem că luăm V, X, Y, Z din R la 3-a. Proprietatea că 2x minus y plus z egal 0 și se cere să se afle v ortogonal. Acum, înainte să mergem la v ortogonal, noi trebuie să vedem cine e v, pentru că v se dă printr-o proprietate. Nu știu baza, deci nu pot să caut v ortogonal. Și atunci începem prin a-l explicita pe v. 2x minus y plus z egal 0. Să zic fie x egal alfa și z egal beta parametri reali, deci y este egal cu 2 alfa plus beta. Și atunci v-ul nostru conține vectori de forma alfa, 2 alfa plus beta și beta. Bun. Am mai făcut un pas spre a-l cunoaște pe v. Rezultă de aici că dimensiunea lui v este 2 și o baza lui v este 1, 2, 0, 0, 1, 1. E, abia acum suntem pregătiți să-l căutăm pe v ortogonal, pentru că știm dimensiunea și știm o baza lui v. Din teorema de mai sus, rezultă că dimensiunea lui v ortogonal este 3 minus 2, adică 1, ceea ce înseamnă că v ortogonal este spațiu generat de un singur vector, ABC. Dacă dimensiunea este 1, înseamnă practic că are un singur vector în bază. Dar acum, ABC ăsta aparține lui V perpendicular.
Ce rezultă de aici? Păi rezultă cu poveștile de mai devreme că ABC ăsta este perpendicular pe baza B mare. Că asta înseamnă complement ortogonal. Și atunci rezultă că avem două relații. Produsul scalar ABC cu 1, 2, 0 este 0 și produsul scalar ABC cu 0, 1, 1 este și el 0. Păi rezultă de aici că A plus 2B este egal cu 0 și B plus C este egal cu 0. Care este un sistem compatibil simplu nedeterminat, nu e nevoie să mai verificăm chestia asta că se vede. Și o să notez B egal cu alfa, rezultă C egal minus alfa și A egal cu minus 2 alfa. Și atunci ABC-ul ăla pe care îl căutam este de forma minus 2 alfa, alfa, minus alfa. Deci, V ortogonal conține vectori de forma aceasta. Și dacă vreți și o bază, el are într-adevăr dimensiunea 1 așa cum voiam. Și o bază în V ortogonal este minus 2, 1, minus 1. Și acum am determinat pe V ortogonal, am zis tot ce era de zis. Întrebări, comentarii? Ok, să sperăm că e totul clar. Hai să mai mergem la încă un exercițiu de examen. Bineînțeles că voi trebuie să fiți pregătiți aici să rezolvați exerciții și cu matrice și polinoame, dar nu am timp acum să mai facem și modele de genul acesta. Prefer să vă arăt cât un model care să mă asigur că ați înțeles bine ca idee și apoi să vă mai las să exersați voi pentru data viitoare. O să avem niște exerciții la sfârșit, dar pentru asta trebuie să vă mai povestesc un pic mai departe. Următorul subiect de examen este bază ortonormată sau bază de versori și o vom obține folosind un algoritm sau o procedură Gram-Schmidt. Un algoritm sau procedura Gram-Schmidt se scrie ca aici. Ideea care este că în clasa nouă I și J nu erau pur și simplu vectori. Îi spuneați că sunt versori. Asta însemna două lucruri. Odată că I este perpendicular pe J și odată că lungimea lui I este egală cu lungimea lui J este egală cu 1. Deci un versor, o mulțime de versori, pardon, este o mulțime formată din vectori care au lungimea sau norma 1 și care sunt perpendiculari 2 câte 2. Există o teoremă care ne spune că orice bază a unui spațiu euclidian poate fi transformată într-o bază de versori. Poate fi transformată într-o bază de versori. Adică o bază în care toți vectorii au lungimea sau norma 1 și sunt perpendiculari 2 câte 2. Cu alte cuvinte, noi o să facem asta și vom folosi, există mai mulți algoritmi, dar noi vom folosi algoritmul Gram-Schmidt în care datele de intrare vor fi vectorii unei baze, să spunem B1 puncte puncte BT, o bază a lui R la T și folosind acest algoritm Gram-Schmidt va rezulta o bază C1 puncte puncte CT, normal că nu mai pierd nimic pe drum, bază de versori. Ce înseamnă bază de versori? Păi înseamnă că norma lui CI este egal cu 1 pentru orice i și că produsul scalar între CI și CJ
este 0 pentru orice i diferit de j. Deci, asta se va obține folosind algoritmul sau procedura Gram-Schmidt. Și am nevoie de aceste două proprietăți să se întâmple simultan, dar procedura Gram-Schmidt le va împărți în două. Deci, dacă avem doar produs scalar CI cu CJ egal 0 pentru orice i diferit de j, se va numi bază ortogonală. Și dacă doar norma lui CI este egal cu 1 pentru orice i, se va numi bază normată. Deci ceea ce vom obține noi, vom obține ortogonală plus normată, care se numește ortonormată. Deci asta înseamnă că ortonormată egal ortogonală plus normată. Și acești, adică vă povestesc toată asta pe bucăți pentru că vom face în doi pași, adică procedura respectivă va obține mai întâi o bază ortogonală și apoi aceea se va norma, deci nu ne va da din prima. Hai să vedem direct un exemplu, nu vă mai povestesc pe cazul general. Să zicem că luăm numai puțin, că e cineva aici. Da. Ok. Deci să luăm un exemplu în care luăm B mare, mulțimea formată din B1 egal cu minus 1, 0, 1, B2 să fie 1, minus 1, 0 și B3 să fie 1, 1, 2. Care să zicem că este o bază, nu știu dacă e, vom verifica, că am dat-o la întâmplare, a lui R la a treia, și cerința este obțineți o bază ortonormată din B. Deci vrem să aplicăm procedura Gram-Schmidt ca să ne dea o bază ortonormată pornind de la B. Repet, procedura va avea doi pași. Deci vom avea în prima etapă, vom obține o bază ortogonală pe care o să o notez C1, C2, C3. Și în a doua etapă o vom norma, deci normăm mulțimea obținută mai devreme. Și vedeți imediat ce înseamnă chestia asta. Algoritmul Gram-Schmidt are atâția pași câți vectori vreau să obțin, pentru că la fiecare pas se obține câte un vector. Deci vreau să definesc C1, C2, C3 în pași diferiți. Pasul 1. Vreau să văd cine este C1. Mereu, procedura Gram-Schmidt se începe prin copierea unui vector din vechea bază. Deci pur și simplu copiez pe ăsta. Minus 1, 0, 1, care este egal cu B1. Repet, mereu. Procedura Gram-Schmidt începe prin copierea unui vector, preferabil pe primul, dacă aș fi mai ușor. La pasul al doilea, începem și aplicăm efectiv algoritmul, adică de aici avem regula generală. Regula generală este următoarea. Vreau să-l obțin pe C2 și regula este, se copiază vechiul vector de pe poziția respectivă, adică B2, copiez pe ăsta, și se adaugă o combinație liniară a vectorilor obținuți în pașii anteriori. În pasul anterior nu l-am decât pe ăsta. Combinație liniară de C1 înseamnă alfa C1, cu alfa aparține lui R. Alfa vreau să-l aflu astfel încât produsul scalar între C2 și C1 să facă 0. Nu uitați, noi suntem aici. Vreau o bază ortogonală, deci ce o produc eu aici, vreau să aibă proprietatea de perpendicularitate 2 câte 2. Deocamdată nu l-am decât pe C2. Deci ăsta pe care îl obțin aici vreau să fie perpendicular pe C1. Și hai să aflăm alfa ca să se întâmple chestia asta. Scuze, am uitat să fac verificarea aici, că am pus semnul ăsta de întrebare. Vreau să mă asigur că asta este bază. Pentru asta trebuie să mă asigur că determinantul acesta este nenul.
Că altfel algoritmul n-are sens și prin candela întâmplare am uitat să fac verificarea asta, îmi cer scuze. Deci ăsta este 2 și cu 1 și cu 1 și atât. E diferit de 0, e ok. Mă scuzați. Am dat exemplu la întâmplare și atunci dacă asta cumva nu era bază, umblam după cai verzi, adică algoritmul n-ar fi funcționat. Dar bineînțeles că la examen veți, nu trebuie să faceți această verificare. Eu am făcut-o doar pentru că am luat la întâmplare cei trei vectori. Bun, deci ziceam așa. Produsul scalar între C2 și C1 vreau să facă 0. Păi ce înseamnă? Produsul scalar între C2, adică B2 plus alfa C1 și C1, vreau să facă 0. Folosim proprietățile produsului scalar, ăsta se scrie B2 cu C1 plus alfa C1 cu C1 și ăsta vrea să facă 0 și să calculăm. B2 cu C1, C1 e tot aia cu B1, deci B2 cu B1 înseamnă minus 1 plus 0 plus 0, deci este minus 1, plus alfa ori C1 cu C1 înseamnă 2, este egal cu 0. Deci alfa este 1 pe 2. Și atunci C2 al nostru este B2, care este 1 minus 1, 0, plus alfa ori C1. C1 fiind minus 1, 0, 1. Adică 1 minus 1 pe 2 înseamnă 1 pe 2. Minus 1, 1 pe 2. Asta este C2. Și mai avem pasul 3, unde îl obținem pe C3. Folosim regula de mai devreme. Vechiul vector B3 plus o combinație liniară de ce am obținut mai sus. Păi mai sus am și pe C1 și pe C2. Deci adaug o combinație liniară de C1 și C2, cu alfa și beta numere reale, nu este același alfa, deci dacă vă deranjează alfa ăsta, schimbați litera, dar pur și simplu ăștia sunt alții. Acum ai determin pe ăștia, alfa și beta aparțin lui R, astfel încât C3 perpendicular pe C1 și C3 perpendicular pe C2. Și vreau să aflu alfa și beta astfel încât se întâmplă chestia asta. C3 cu C1 este B3 plus alfa C1 plus beta C2 cu C1 este egal cu B3 C1 plus alfa C1 cu C1 plus beta C2 cu C1. Păi da, C2 și C1 au fost obținuți în pasul anterior, deci ăștia doi deja sunt perpendiculari și de ăsta am scăpat. Mai rămân doar ăștia doi. B3 cu C1 este B3 cu C1 este minus 1 și cu 2 înseamnă 1. Plus alfa ori C1 cu C1 dădea parcă 2. Da, dă 2. Egal 0. Deci alfa este minus 1 pe 2. După aia, C3 cu C2 este B3 plus alfa C1 plus beta C2 cu C2. Adică B3 cu C2 plus alfa C1 cu C2 plus beta C2 cu C2. C1 cu C2 știu deja că sunt perpendiculari, deci pot să-i elimin. Și apoi B3 cu C2. Atenție că C2 e ăsta. Deci B3 este 1, 1, 2. Adică 1 pe 2 minus 1 înseamnă minus 1 pe 2 și plus 1 înseamnă 1 pe 2. Dacă greșesc la calcule, vă rog să-mi spuneți că o să dea din ce în ce mai urât dacă pornesc cu, dacă continui cu rezultate proaste, dar eu zic că e ok. Plus beta ori C2 cu C2 ăsta înseamnă 1 pe 4 și cu 1 pe 4 face 1 pe 2 și cu 1 înseamnă 3 pe 2. Egal cu 0. Deci rezultă de aici că beta este minus 1 pe 3. Bun. Și acum putem să-l alcătuim pe C3. Este, am zis așa, B3 care este 1, 1, 2
plus alfa C1, adică minus 1 pe 2, ori C1 care este minus 1, 0, 1, plus beta ori C2, care este 1 pe 2, minus 1, 1 pe 2. Și asta facem. 1 și cu 1 pe 2, deci face 3 pe 2 de aici, minus 1 pe 6 de aici. Asta înseamnă 8 pe 6, deci 4 pe 3, sper că nu greșesc. Da. După care, 1 plus 1 pe 3 înseamnă 4 pe 3. 2 minus 1 pe 2 înseamnă 3 pe 2. Minus 1 pe 6 înseamnă din nou 4 pe 3. Perfect. Deci vedeți că tot rău spre bine, ca să zic așa, a dat frumușel. Bun. Acum, am terminat prima etapă. Deci rezultă că mulțimea formată din C1, C2, C3 este o bază ortogonală. Și mai avem pasul de normare. Din fericire, ăsta se termină în două rânduri. Deci pasul de normare. Iată ce vom face. Hai să vă iau un exemplu așa, ca o mică paranteză. Dacă iau vectorul 1, 2, 3, calculez norma lui V și îmi dă radical din 1 plus 4 plus 9, adică radical din 14, eu afirm că vectorul 1 supraradical din 14 ori 1, 2, 3 are norma 1. Asta înseamnă că, în general, dacă iau 1 supra norma unui vector înmulțit cu vectorul respectiv, acest vector va fi mereu normat. Asta pentru că pur și simplu aici împart fix la cât trebuie. Deci se împarte 14 fix la 14 și atunci ne dă 1. Vă atrag atenția insistent asupra faptului că acest obiect nu există. Nu are sens. Pentru că este un vector împărțit la un scalar. Așa ceva n-avem voie să scriem. Pe când așa ceva este un vector înmulțit cu un scalar. Asta se poate. Deci aș aprecia dacă la examen n-aș vedea V supra norma lui V, pentru că acest obiect nu există. Bun. Acum revenim la exercițiul nostru. Păi înseamnă că dacă vreau să normez pe ăștia 3, n-am decât să-i mulțesc cu inversul normei lor. Ia uite, norma lui C1 cât e? Radical din 2. Norma lui C2 este 1 pe 2 și cu 1, 3 pe 2, deci radical din 3 pe 2. Norma lui C3 este, practic o să-mi dea aici 4 pe 3 la pătrat de 3 ori, deci o să fie 4 pe 3 radical din 3. Păi, înseamnă că mulțimea formată din 1 pe radical din 2 C1, radical din 2 pe 3 C2 și 3 supra 4 radical din 3 C3 este ce căutam. Este o bază de versuri. Sau ortonormat. Păi înseamnă că am terminat. Am făcut pasul de ortogonalizare și acesta a fost pasul de normare și cu asta am terminat. Ok. Întrebări, comentarii? Bun, să sperăm că lucrurile sunt clare. Exerciții cu așa ceva din care puteți să faceți pentru data viitoare, de exemplu, și unul dintre ele putem să-l facem chiar după pauză, să mă asigur că e totul bine. Găsiți aici, la începând cu pagina 29,
Deci 29 și 30 până la exercițiu 4 inclusiv. Deci de la 5 încolo sunt exerciții suplimentare care corespund acestei secțiuni de aplicații în geometrie, care cu totul este opțională, în sensul că, din câte știu, doamna profesoară nu o face la curs și atunci, dacă nu o face la curs, n-apare nici la examen. Dar neapărat, strictul necesar, înseamnă exercițiile 1, 2, 3, 4. Și să facem acum o pauză și după pauză, oricare dintre exercițiile acestea de aici, dacă le rezolvați și vreți să le prezentați bine, dacă nu, trecem mai departe către conice. Oricum o să trecem mai departe, întrebarea e și dacă, mă rog, dacă o să arătați un exercițiu. Ok. Sunt întrebări, comentarii până la pauză? Ok, atunci pauză, revenim în 10-12 minute, dacă vreți să prezentați un exercițiu bine, dacă nu, nu. Pauză. Ok, haideți să reluăm. A rezolvat cineva ceva? Aveți de arătat? Am încercat eu exercițiul 4C. Te rog. Imediat. Da. La 4C se cerea să găsim complementul ortogonal pentru spațiul V, inclus în R la 3-a, cu proprietatea că 3x plus y este egal cu 0. Am notat x cu alfa și z cu beta partind de R și din condiția pusă obținem că y este minus 3 alfa. Și asta înseamnă că V este spațiul de forma, cu vector de forma alfa minus 3 alfa beta cu alfa și beta în R. Le-am descompus în funcție de alfa și beta și am ajuns că este spațiul generat de vectorii 1 minus 3, 0 și 0, 0, 1. Am verificat că rangul matricei este maxim, adică 2, deci înseamnă că vectorii sunt linear independenți și formează o bază în V și de asemenea dimensiunea lui V este 2. Știm că dimensiunea complementului ortogonal este dimensiunea lui R la 3-a minus dimensiunea lui V, adică 3 minus 2 este 1, deci este spațiul generat de un vector ABC în R la 3-a, cu proprietatea că este perpendicular pe baza B determinată anterior. Și din această proprietate deducem că produsul scalar dintre acest vector ABC și 1 minus 3, 0, respectiv 0, 0, 1 sunt 0. Și de aici obținem un sistem A minus 3B egal 0 și C egal 0. Notăm B cu alfa. Da. Și de aici rezultă că A este de forma A3 alfa, unde alfa ia valori în R. De aici rezultă că vectorul ABC aparține mulțimii de vectori de forma A3 alfa alfa 0 cu alfa în R. Și se vede că este un sistem de, că e un singur vector, este linear independent, este și bază. Și o bază în complementul ortogonal este 3, 1, 0. Am ales pentru alfa egal cu 1. Iar spațiul, complementul ortogonal este spațiul generat de acest vector. Da, sigur, foarte bine. Mai o nouă, pristai un pic. Colegii, întrebări, comentarii? Aici, de un pic la început, te rog. Aici se greșește foarte des la rezolvarea acelei ecuații, 3x plus y egal 0. Tu ai făcut foarte bine că, mă rog, ai dat x egal cu alfa și z-ul poate să fie oricât. Deci am întâlnit foarte des această greșeală că dacă z nu apare, înseamnă că e 0. Dimpotrivă, dacă nu apare, înseamnă că poate fi oricât și satisface orice ecuație în care nu apare, normal. Adică, tu ai rezolvat foarte bine aici cu doi parametri, dar am vrut să atrag atenția că foarte des găsesc această greșeală.
Bun, în regulă. Mulțumim. A mai rezolvat cineva altceva? Ok, cum vreți voi. Important este să țineți cont să rezolvați, ca să vă pregătiți pentru examen, și exerciții cu matrice și polinoame. Adică, din punct de vedere tehnologic, ca să zic așa, se face exact același lucru, doar că trebuie să lucrăm cu matrice și polinoame și produsele scalare sunt așa cum știți. Deci, mă rog, repet, tehnica este aceeași, dar e bine să vă obișnuiți și să exersați și cu asemenea exerciții. Hai să mergem mai departe la conice. Conicele sunt niște curbe. Mai exact este vorba despre aceste 9 curbe pe care le vedeți aici, unele dintre ele fiind degenerate, altele nedegenerate. Cazurile degenerate sunt ultimile de aici, deci dreptele concurente, paralele, confundate, punctul și mulțimea vidă. Cazuri degenerate înseamnă cazuri particulare, ca să spun așa, în care se întâmplă lucruri mai deosebite. De ce se numesc acestea conice? Pentru că în momentul în care auzi conic, automat te gândești la con și când găsești o curbă, poate zici că care e legătura. Și legătura este dată de vizualizarea de forma aceasta, de exemplu, în care se pornește cu o suprafață dată de două conuri infinite sau, da, două conuri infinite, așa cum le vedeți aici, și care sunt puse vârf în vârf, și această suprafață se taie cu un plan. În diverse moduri în care se poate tăia. De exemplu, dacă vreau să obțin cazurile nedegenerate, facem tăieturile pe care le vedeți aici. O tăietură cu un plan orizontal îmi dă un cerc, o tăietură cu un plan un pic oblic îmi dă o elipsă, o tăietură care intersectează doar partea de jos, sau mă rog, partea de sus, dacă aș fi tăiat așa, îmi dă o parabolă, iar o tăietură verticală îmi dă o hiperbolă pe care o vedeți aici. Această hiperbolă are două ramuri, ambele sunt, deci două ramuri care sunt congruente. Este asta se poate vedea de exemplu aici, unde nu știu cât e de clar că ceea ce se obține pentru hiperbolă trebuie să avem acest plan portocaliu vertical și, repet, mai avem și o parte sus. Dacă vreți să obținem cazurile degenerate, asta se poate face, de exemplu, dacă tai fix prin mijloc, obțin doar vârful acesta comun, deci îmi dă un punct, care este cazul degenerat. Un alt caz degenerat, de exemplu, se poate obține dacă tai fix prin mijloc, deci prin axa de simetrie, și îmi dă un X, așa, și sunt cele două drepte concurente. Și, mă rog, în alte modalități se poate obține, de exemplu, dacă vreți drepte confundate, adică două drepte suprapuse, înseamnă să tăiați fix pe marginea conului, astfel încât planul acesta să fie lipit, tangent, practic, de marginea conului și vă dă două drepte confundate sau, mai pe scurt, o singură dreaptă, că doar asta se vede. Ok, deci asta înseamnă conice și ele sunt, repet, niște curbe. Acestea 9 de aici, în exercițiile noastre le vom întâlni doar pe primele 4, cerc, elipsă, hiperbolă, parabolă, unde va trebui să știți ecuațiile canonice pe care le vedeți aici. Vi le-a dat, cred că, și doamna profesoară Purtan, le vom folosi și la algebră, trebuie să le știți pentru că la ele vom ajunge folosind o metodă pe care o vedeți imediat. Deci exercițiul de examen pe care îl facem acum este să aducem o conică la forma canonică. De exemplu, exercițiul acesta de aici, pe care o să vi-l explic pas cu pas. Conice. Exercițiul de examen sună așa. Aduceți la forma canonică, identificați și desenați conică. Și să zicem că iau pasta de aici, g de x și y este 3x pătrat minus 4xy minus 2x plus 4y minus 3 este egal cu 0. Și vom aplica o metodă care se numește metoda rototranslației.
metoda rototranslației, pentru că vom aplica o rotație și o translație. Pentru conica asta de aici, această metodă se mai numește metoda valorilor proprii, deoarece vom face un calcul și cu vectori și valori proprii, așa cum o să vedeți imediat. Dar, înainte de a ajunge la rotație și translație, ceea ce se face este să extrag forma pătratică asociată. Să extrag forma pătratică asociată înseamnă, din expresia asta de aici, să extrag doar ce are gradul total 2. Această formă pătratică o să o notez cu q de xy și este 3x pătrat minus 4xy. Asta are gradul 2 pentru că are x pătrat, asta are gradul total 2 pentru că are xy. Deci forma pătratică asociată este alcătuită din bucata asta de aici. Asta are gradul 1, gradul 1, gradul 0. Deci forma pătratică înseamnă asta. Apoi scriu matricea asociată lui Q. Să zicem că o notez cu A mare. Și asta se obține după o regulă pe care o vedeți aici. Anume, este o matrice de coeficienți. Coeficientul lui x pătrat, coeficientul lui xy, coeficientul lui yx și coeficientul lui y pătrat. Așa cum ați întâlnit, de exemplu, și la matricea hesiană, dacă vă amintiți, pe diagonala aceasta secundară, deoarece aveam la matricea hesiană aveam acea teoremă de simetrie a lui Schwarz, iar aici avem ceva și mai simplu, anume că xy este egal cu yx, înseamnă că iau jumate aici, jumate aici. Și matricea este asta pe care o vedeți aici. Cu această matrice mergem și calculăm vectorii și valorile proprii pentru matricea. Fac o mică observație înainte de asta, că mereu primesc întrebarea asta, nu știu de ce, dar o primesc. Ce s-ar întâmpla dacă 4 ăsta nu era număr par, dacă era 5? Păi ce s-ar întâmpla? 5 pe 2? 5 pe 2. Adică pur și simplu jumătate aici, jumătate aici. Asta e tot. Adică fie că e număr par, fie că e impar, se face același lucru. Bun, revenim. Calculăm vectorii și valorile proprii pentru această matrice. Deci scriem polinomul caracteristic, determinant de A minus X, X2, pardon, adică 3 minus X minus 2 minus 2 minus X, adică minus X pe lângă 3 minus X minus 4, care înseamnă minus 3X plus X pătrat și minus 4, adică X pătrat minus 3X și minus 4, care se poate descompune, așa cum vedeți aici, x plus 1, x minus 4. Deci înseamnă că avem două valori proprii. Lambda 1 este egal cu minus 1, lambda 2 este egal cu 4. Sunt valori proprii de multiplicitate algebrică 1, dacă chestia asta nu ne interesează. Multiplicitatea contează doar dacă fac diagonalizare, ceea ce nu facem aici. Pur și simplu, astea sunt valorile proprii. Acum, vectorii proprii asociați. Fie lambda 1 egal minus 1 și v mic egal cu ab din R pătrat, vector propriu asociat. Ups. Scuze, mi-a dat crash, dar din fericire recuperez. Deci V este AB din R pătrat vector propriu asociat. Asta înseamnă, conform proprietății de vector propriu, că A ori V transpus este egal cu lambda 1 V transpus. Deci 3 minus 2 minus 2 0 înmulțit cu AB este egal cu minus A minus B. Rezultă deci că 3A minus 2B este egal cu minus A, minus 2A, este egal cu minus B. De aici rezultă 4A minus 2B egal 0. De aici rezultă minus 2A plus B egal 0. Și vedem, de fapt, că este una și aceeași ecuație. Și atunci o să zic fie A egal alfa, deci B este 2 alfa în număr real. Și atunci V lambda 1 este mulțimea de vectori alfa și 2 alfa cu alfa aparține lui R. Și o bază aici este 1, 2. Multiplicitatea geometrică iarăși nu mă interesează, deci, repet, ne preocupă aceea doar dacă facem diagonalizare, ceea ce nu este cazul.
Și acum avem fie lambda 2 egal cu 4, v egal cu ab din r pătrat vector propriu asociat. A ori v transpus este lambda 2 v transpus. Deci 3 minus 2 minus 2, 0. AB este egal cu 4A, 4B. Deci 3A minus 2B este egal 4A. Minus 2A este egal cu 4B. De aici rezultă minus A minus 2B egal 0. De aici rezultă minus 2A minus 4B egal 0. Observăm că este din nou una și aceeași ecuație, anume A plus 2B este egal cu 0. Și atunci o să zic fie B egal cu alfa. Și atunci A este minus 2 alfa. Și V de lambda 2 o să fie spațiul alcătuit din vector de forma minus 2 alfa și alfa. Și o bază aici este minus 2 și 1. Bun. Acum, deoarece ambele valori proprii au multiplicitate algebrică și geometrică egală cu 1, rezultă că dacă iau reuniunea celor două baze, obținem o bază în R pătrat. Deci, conform criteriului de diagonalizare, dacă vreți, dar acel rezultat poate fi înțeles și independent, deci chiar dacă nu facem diagonalizare, putem să folosim rezultatul acela, anume că B, care este B lambda 1 reunit cu B lambda 2, adică 1, 2 și minus 2, 1, este o bază în R pătrat. Dar e chiar mai mult decât atât. B este ortogonal. Pentru că 1, 2, ăsta este perpendicular pe minus 2, 1. Și asta trebuie să ne dea la fiecare exercițiu. Deci dacă nu vă dă o bază ortogonală, înseamnă că ați greșit. Și motivul pentru care această bază este ortogonală este că matricea asociată unei forme pătratice va fi mereu simetrică. Dacă vă uitați pe diagonala principală, elementele care sunt în afara diagonalei principale sunt egale, deci matricea este simetrică. Deci baza este ortogonală. Bun. Acum vrem să obținem o bază de versori din acest B. Ea este deja ortogonală, înseamnă că mai avem doar pasul de normare. Deci normăm și știm cum facem asta. Norma lui 1, 2 este egală cu norma lui minus 2, 1. Sunt ambele radicali din 5. Și atunci, mulțimea formată din 1 supraradical din 5 ori 1, 2, 1 supraradical din 5 ori minus 2, 1, este o bază de versori. Bun. În sfârșit ajungem la una dintre transformările geometrice anunțate la început, anume rotația. Se definește o matrice de rotație R mare care conține acești versori drept coloane. Deci prima coloană este 1 supraradical din 5, 2 supraradical din 5. A doua coloană este minus 2 supraradical din 5, 1 supraradical din 5. Dacă am lucrat corect, această matrice n-are voie să aibă decât determinant plus minus 1. În cazul nostru, ea are determinantul 1. Dacă determinant de R ar fi fost minus 1, atunci interschimb vectori. Mai exact versorii, ca să fiu și mai clar. Deci pur și simplu ăsta, acesta devine cel de-al doilea și reciproc. Deci nu plec mai departe la pasul următor decât atunci când determinantul acestei matrice de rotație este 1. Dacă e deja 1, cum e la noi, ok, nicio problemă, mergem mai departe. Dacă este minus 1, îi inversez și primul devine al doilea și al doilea devine primul și cu asta lucrez mai departe, astfel încât determinantul să fie 1, repet. Bun.
Mai departe, ce avem de făcut este să aplicăm rotația conform ecuației pe care o vedeți aici. Deci, aplic rotația și practic din coordonatele x, y, coordonatele inițiale, o să obțin prin înmulțire la stânga cu matricea de rotație niște coordonate x1, y1 care se cheamă coordonate rotite. Și asta se face pur și simplu din calcul. X-ul nostru este matricea aceasta înmulțită cu coloana x1, y1. Deci este 1 supra radical din 5x1 minus 2 pe radical din 5y1. Y este 2 pe radical din 5x1 plus 1 pe radical din 5y1. Aceasta este legătura între coordonatele inițiale și coordonatele rotite. Și acum rotesc conica. Adică din g de xy vreau să ajung la g de x1, y1. Deci, practic, luăm aceste coordonate pe care le vedeți aici și le înlocuim în ecuația inițială. Arată înspăimântător, dar cu atenție la calcul o să vedeți că se simplifică foarte, foarte mult. Și în felul ăsta vă dați și seama că ați lucrat corect. Dacă ecuația aceasta de rotație pare că nu se mai termină, umpleți pagini și pagini cu ea, înseamnă că ați greșit cu siguranță, pentru că trebuie să dea frumos și iată ce vreau să spun. Deci avem de înlocuit aici 3x pătrat minus 4xy minus 2x plus 4y minus 3 egal cu 0. Adică 3 ori ăsta la pătrat minus 4 ori produsul ăstora doi supra radical din 5x1 plus 1 supra radical din 5y1 minus de 2 ori primul plus de 4 ori al doilea x1 plus 1 supra radical din 5y1 și minus 3 egal 0. Bun, și acum cu atenție și curaj dăm bătaie mai departe și o să vedeți cât de mult se va simplifica. Și 3 pe lângă. 1 pe 5x1 pătrat plus 4 pe 5y1 pătrat minus 2 pe 5x1y1 minus 4 pe lângă. 2 pe 5x1 pătrat minus 2 pe 5 y1 pătrat și x1, y1 o să ne dea odată minus 4 pe 5 de aici, odată plus 1 pe 5 de aici, deci minus 3 pe 5. Și restul n-am ce să-i fac, le copiez. Bun. Acum hai să grupăm și să vedeți cât de mult se reduce. X1 pătrat pe lângă cine? Păi 3 pe 5 de aici minus 8 pe 5 de aici. Păi deja e bine că ăsta e minus 1. După care, Y1 pătrat pe lângă 12 pe 5 de aici plus 8 pe 5 de aici. Deja e bine, pentru că avem 20 pe 5, care e 4. X1, Y1 pe lângă. Minus 6 pe 5 de la prima paranteză, plus 12 pe 5, am o bănuială că am greșit la un calcul. Și am greșit, pentru că aici ăsta e 4. E ăsta la pătrat, deci este ăsta la pătrat, ăsta la pătrat și de două ori produsul lor. Deci e 4 pe 5 aici. Și atunci am dă minus 12 pe 5 plus 12 pe 5. Deci minus 12 pe 5 de aici plus 12 pe 5 de aici. Și ăsta va dispărea. Și la restul n-am ce să le fac, din păcate. Deci plus x1 pe lângă minus 2 pe radical din 5 plus 8 pe radical din 5. Plus y1 pe lângă 4 pe radical din 5 plus 4 pe radical din 5 minus 3 egal cu 0. Deci,
avem minus x1 pătrat plus 4y1 pătrat. Ăsta am zis că dispare. Apoi plus 6 supraradical din 5x1 plus 8 supraradical din 5y1 minus 3 egal cu 0. Mai sunteți cu mine? Sunt întrebări, comentarii? Ok, să sperăm că totul clar. Repet, arată urât, dar până la urmă sunt niște calcule destul de simple. În momentul în care vă obișnuiți cu pașii care trebuie parcurși, n-aveți decât să calculați cu atenție, să aveți atenție și răbdare. Asta e tot. Bun, și acum aproape am terminat, n-am decât să completez pătratele. Deci, ăsta și cu ăsta și cu ceva din termenul liber voi face un pătrat. Ăsta și cu ăsta și cu ceva din termenul liber voi face un pătrat. Las minusul afară. X1 pătrat minus 6 supraradical din 5X1 și avem de adăugat 3 supraradical din 5 la pătrat, deci plus 9 pe 5. La Y las afară 4, Y1 pătrat, plus 2 pe radical din 5, Y1, și trebuie să mai adaug 1 pe radical din 5 la pătrat, deci plus 1 pe 5. Urmai să facem bilanțul constantelor. Am avut aici minus 9 pe 5, aici am plus 4 pe 5. Deci înseamnă că am minus 1 și aveam minus 3, deci mai am de scăzut 2. Și deci, x1 minus 3 pe radical din 5 la pătrat plus 4y1 plus 1 pe radical din 5 la pătrat egal 2. Și acum a venit momentul translației. Că am zis metoda rototranslație. Am aplicat rotația și acum aplic translația. Adică, x1 minus 3 supraradical din 5, o să-l notez de exemplu cu x mare, y1 plus 1 pe radical din 5, o să-l notez cu y mare și acestea sunt coordonatele translatate și rezultă minus x mare pătrat plus 4y mare pătrat egal cu 2. Nu e chiar din tabel, deci mai am de împărțit la 2. Și avem minus x mare pătrat pe 2 plus y mare pătrat supra 1 pe 2 este egal cu 1. Și am scris așa ca să vedem că am obținut de fapt o hiperbolă în care, vedeți, este diferență de pătrate. Nu contează că la mine este minus x plus y și aici era x minus y, pentru că înseamnă doar că axele x și y au fost inversate. Deci nu e nicio problemă. Asta este tot o hiperbolă. Important era să am pătrat minus pătrat egal cu 1. Și asta este hiperbola mea. Bun. Asta a fost prelucrarea algebrică. O să vă mai arăt cum găsim punctele importante pentru aceste conice. Și în fine cum facem desenul. Dar înainte de asta, dacă sunt întrebări, comentarii... Să sperăm că lucrurile sunt clare și să vă mai arăt doi invarianți importanți ai conicelor. Invarianții sunt niște cantități pe care le putem calcula și care nu se schimbă indiferent de ce facem noi cu conica, ceea ce înseamnă că fie dacă facem calculul la început, la mijloc sau la sfârșit, tot atâta trebuie să ne dea. Deci invarianți. Doi invarianți mă interesează. Primul este genul conicei, care se notează de obicei cu delta mic și observați că în exercițiul acesta l-am calculat deja pe parcurs. Deci delta mic este produsul valorilor proprii ale matricei formei pătratice. Deci la noi valorile proprii erau minus 1 și 4, ceea ce înseamnă că la noi ăsta face minus 4. Dacă e mai mic ca 0, ne dă o hiperbolă. Ce îmi spune chestia asta? Îmi spune că puteam să fac o mică pauză aici și să calculez genul. Zic așa, delta este minus 4, rezultă hiperbolă.
Asta scriu frumos pe foaia de examen sau o țin eu minte și mă verific la sfârșit, pentru că aici încă n-am apucat să fac nicio greșeală, sper. Deci știu deja că o să-mi dea o hiperbolă și nu trebuie să mai aștept până la sfârșit. Deci observăm că ne-a dat hiperbolă și în felul ăsta ne verificăm și că am lucrat corect. Deci genul conic este produsul valorilor proprii și dacă este negativ, conica este hiperbolă, dacă e pozitiv, e elipsă, dacă e egal cu 0, este parabolă. Al doilea invariant este centrul. Conicei. Care se obține din egalarea derivatelor parțiale cu 0 ale ecuației de la început. Deci dg la dx egal 0, dg la dy egal 0. G-ul fiind asta de aici. Deci iau ecuația inițială, derivez în raport cu x și y și o egalez cu 0. Asta face 6x minus 4y minus 2 egal 0. Dg la dy înseamnă minus 4x plus 4 egal 0. De aici rezultă că x e 1. Când înlocuiți o să vedea că y este 1. Deci centrul are coordonatele 1 și 1. La ce ne trebuie o să vedeți la desen. O observație foarte importantă. Parabola nu are centru. De ce? Adică care e treaba aici? Păi, dacă am un cerc, centrul cercului e evident. Dacă am o elipsă, centrul elipsei iarăși este evident, este mijlocul comun al semiaxelor. Dacă am o hiperbolă care arată ceva de genul ăsta, centrul iarăși este clar, este undeva aici. Iar la parabolă n-am de unde. La parabolă n-am de unde. Pentru că dacă asta este parabola, ea are un focar pe care îl știți de la matematică și de la fizică. Dar el nu este și centru. Deci parabola nu are centru. Toate astea trei au centru, ăsta nu are. Ceea ce înseamnă că dacă veți primi la examen o parabolă și încercați să găsiți centru și vedeți că obțineți un sistem incompatibil, nu e nicio problemă, nu e vina voastră. Asta e ideea. Ok. Și acum hai să ne pregătim de desen. Sunt întrebări, comentarii până aici? Bun. Acum, desenul eu îl fac absolut execrabil cu mâna și mai ales cu pe tableta grafică, motiv pentru care vă explic cum se obține. Ceva, o analiză pe care trebuie să o faceți și voi la examen și care vă ajută să vă dați seama ce și cum. Și după aceea vi le arăt pe GeoGebra și vi le explic. Deci pentru desen. Trebuie să ținem cont de tot ce s-a întâmplat din punct de vedere geometric. Anume, am pornit cu o hiperbolă. Care hiperbolă? Păi atenție că era o hiperbolă cumva cu x-ul și y-ul schimbate. Deci am pornit cu ceva de forma minus x pătrat plus y pătrat. Este egal cu 1. Am văzut la sfârșit că s-a obținut ceva de genul ăsta. Deci ne-a dat o hiperbolă de genul acesta. Ce a pățit? Păi, asta a pățit. Întâi toate are centrul în 1 și 1. Chestia asta o să conteze. Această hiperbolă a pățit o rotație de unghi teta pe care o să-l determinăm imediat. Și s-a ajuns la o hiperbolă rotită. Și mă rog, după aia am mai pățit o translație care nu e chiar importantă și s-a obținut hiperbola finală minus x pătrat plus y pătrat pe 2 pe 0,5, pardon, este egal cu 1. Translația asta nu e chiar importantă și o să vă explic imediat de ce, dar hai să vedem ce cu rotația asta, că asta e totuși importantă. Rotația pe care am făcut-o noi cu o matrice de rotație care arăta, cred că e chiar asta, da, nu e chiar asta, deci matricea noastră de rotație era aceasta, 1 supraradical din 5, 2 supraradical din 5, nu, aici era minus 2, 2 supraradical din 5 și 1 supraradical din 5. Asta era matricea noastră de rotație. O matrice de rotație în general, o matrice de rotație de unghi teta, poate ați întâlnit chestia asta la fizică, se definește așa. Cos teta
minus sin teta, sin teta, cos teta. Păi înseamnă că cos teta este 1 pe radical din 5, sin teta este 2 pe radical din 5. De aici rezultă că nu putem să obținem exact teta pentru că nu este o valoare din tabel, dar dacă ăsta este cosinusul, 1 pe radical din 5 este ceva care e un pic mai mic decât 1 pe 2, ceea ce înseamnă că cosinusul fiind o funcție descrescătoare, înseamnă că unghiul nostru teta e un pic mai mare decât pi pe 3. Pentru că cosinus de pi pe 3, adică 60 de grade, face 1 pe 2. Și unghiul fiind, și cosinusul fiind descrescătoare, înseamnă că îl găsesc ori aici, ori aici. Deci teta e mai mare ca pi pe 3 sau teta e un pic mai mic decât 2pi minus pi pe 3. Am aceste două posibilități. Folosind-o pe asta, că sinusul este pozitiv, deci ăsta e cosinus, ăsta e sinus. Vedem că valoarea asta nu ne convine, că e aici. Deci, vedem că valoarea pe care o vreau este asta de aici, deoarece ăsta este 2 supra radical din 5, înseamnă că teta care se acceptă este ăsta, care e un pic mai mare decât pi pe 3. Deci înseamnă că conica noastră a pățit această rotație de un unghi, care e un pic mai mare decât pi pe 3 și care are proprietatea că sinusul este 2 pe radical din 5 și cosinusul e 1 pe radical din 5. Deci am pornit cu asta, am rotit-o cu unghiul pe care l-ați văzut mai jos, am făcut o translație care, mă rog, nu e foarte importantă și am obținut o hiperbolă finală. De ce nu e importantă translația din punct de vedere al desenului? Pentru că nu ne zice nimeni unde să punem originea. Deci, de exemplu, dacă iau o figură, să spunem un cerc care e centrat în 1 și 1. De fapt, nu. Hai să zicem altfel. Ca să înțelegeți ce vreau să zic. Iau cercul unitate care este centrat în 0, 0. Să zicem că îl translatez astfel încât centrul cercului să devină 1 și 1. Deci undeva aici. Păi, originea sistemului de axe nu este fixată. În sensul că eu pot să-mi aleg originea în 0, 0, dar pot să o aleg și în 1, 1. Adică pot să desenez efectiv niște axe care să se adapteze la centrul acestui cerc. Deci, translația nu este neapărat vizibilă pe desen, însă rotația este și asta o să vedem imediat. Ok. Sunt întrebări, comentarii? Ok, atunci hai să facem poza. Ținem cont de acești pași. Deci analiza pe care am făcut-o aici în scris e bine să o faceți la examen. Iar desenul propriu-zis, puteți să vă ajutați sau nu de GeoGebra, dar o să vă arăt cum îl și explicăm. Că dacă era să nu mă ajut de GeoGebra și l-aș fi desenat de mână, țineam cont de acești pași și apoi desenam. Deci, hai să desenăm. Iată. Am zis că pornesc o hiperbolă de forma un fel de minus x pătrat plus y pătrat egal cu 1. Deci, ecuația normală ar fi x pătrat minus y pătrat egal cu 1, care arată așa, dar eu nu pornesc cu asta. Eu pornesc cu ceva de genul ăsta. Mai mult decât atât, am văzut că ceea ce s-a obținut nu era egal pe x și pe y, adică aveam minus x pătrat plus y pătrat supra 0,5 egal cu 1. Deci este vorba despre această hiperbolă. Faceți comparația cu aceasta și vedeți că este mai relaxată. Deci are aceste ramuri mai desfăcute. Deci asta a fost hiperbola mea de pornire, care a pățit o rotație și are centrul în 1 și 1. Deci a pățit o rotație de un anumit unghi, pe care l-am văzut acolo, și are centrul în 1 și 1. Și ceea ce se obține este asta de aici, care e mai relaxată, așa cum ați văzut mai devreme, are centrul în 1 și 1 și practic este asta de aici. Să schimb și culoarea dacă vreți. Dacă se și schimbă. Mm.
Deci este aceasta de aici care a fost rotită cu unghiul respectiv. Deci movul ăsta a ajuns aici. A fost rotită cu unghiul pe care l-am întâlnit noi, care are proprietatea că cosinusul său este 1 supraradical din 5. Deci iperbola finală este asta de aici. Are centrul în 1 și 1. Are o asimptotă verticală x egal cu 1 și mai are o asimptotă oblică undeva pe aici. Nu știu exact cât e, dar nu contează. Și mai vreau să vă mai spun că la examen nu e foarte importantă acuratețea. Adică, vedeți, eu nici măcar n-am desenat de mână chestia asta și o să ziceți că am trișat sau o să ziceți că nu mi-am făcut treaba din moment ce nu v-am arătat desenul de mână. Dar puteți să folosiți GeoGebra și să, cum ar veni, să copiați desenul pe foaie. Ceea ce mă interesează foarte, foarte tare la examen este să se vadă invarianții, deci să se vadă centrul în cazul de față și genul, deci să vă dea cu adevărat hiperbolă. Și ceva ce vă depunctează masiv este să nu desenați hiperbola, adică am întâlnit aproape în fiecare an desene care pretindeau că sunt hiperbole și arătau așa. Să zicem că avem niște axe de simetrie și un centru care arată ceva de genul acesta. Aici este centrul și întâlnesc în fiecare an desenuri de genul ăsta. Desene de genul ăsta. Asta, să avem, pardon, nu e hiperbolă. Deci tu dacă nu știi că hiperbola are asimptotă verticală și oblică, atunci înseamnă că nu știi ce e hiperbolă și pierzi masiv. Asta mă interesează. Să văd centrul, să văd că e rotit acolo un pic, dacă e sau dacă nu e, și că arată cum trebuie. Iar parabola, apropo, că tot am desenat astea care seamănă cu niște parabole, dacă vă pică parabolă, ferească Dumnezeu să mi le faceți cu asimptote verticale. Adică parabola, uitați-vă și voi în manualul de clasa 9 sau când ați făcut prima dată, că nu are asimptote verticale. Deci ea se tot lărgește, ceva de genul ăsta. Pentru că, repet, în fiecare an găsesc, nu știu, niște parabole care arată ceva de genul ăsta. Ceea ce evident că nu e ok. Deci insist pe, să zic așa, niște detalii calitative, adică să se vadă că știți ce e aia figura pe care o desenați. Nu cere nimeni talent artistic sau mai știu ceva. Doamne ferește. Ok. Întrebări, comentarii? Bun, atunci, pentru seminarul viitor, mai puteți să rezolvați și să prezentați, dar nu mai mult de 2-3 persoane, că avem și lecție nouă care nu e tocmai scurtă. Avem așa, deci din exercițiul, din capitolul anterior, cum spuneam, aveți exercițiile 1, 2, 3, 4. Colega voastră, Ioana, ne-a arătat 4C, dacă mi-amintesc eu bine, deci toate celelalte rămân disponibile. Și de la conice aveți exercițiul 1 de aici, în care aveți o hiperbolă, trei parabole și o elipsă. Să le aduceți la forma canonică și să le desenați așa cum ați văzut. Și ca să nu ziceți că n-am spus nimic despre coadrice, ele sunt echivalentul conicelor, dar în trei dimensiuni. Deci, ca să vă arăt desenul. De la hiperbolă, astea le-ați întâlnit de fapt și la analiză. Deja, degeaba îmi fac eu emoții acum pentru că le-ați făcut la analiză. Să găsești ceva care să fie destul de vizibil. Așa. Deci, de la elipsă, dacă se rotește în jurul propriei axe, se obține un elipsoid. De la hiperbolă, dacă se rotește în jurul propriei axe, se obține un hiperboloid, care acesta are o singură pânză pentru că vârful comun de mai devreme s-a unit. Deci, practic, în desenul acesta, asta se tot duce către centru, asta se tot duce către centru. Ele sunt lipite în centru și apoi dacă rotesc în jurul unei axe verticale, ceea ce se obține este acest hiperboloid cu o pânză. Iar dacă le las despărțite, ceea ce se obține este un hiperboloid cu două pânze.
Și mai avem paraboloid și sferă. Deci se ia parabola, se rotește în jurul propriei axe și ne dă un paraboloid, se ia cercul și ne dă o sferă. Deci, din punct de vedere geometric, asta înseamnă. Iar din punct de vedere al procedurii este exact același lucru. Se ia o coadică care arată așa, forma pătratică asociată, matricea, vectori și valori proprii, se aplică rotația, se obține ecuația asta, se formează pătrate și, în fine, se obține ecuația finală, care, în exemplu acesta, este un hiperboloid. Dar, repet, doamna profesoară, cel puțin în ultimii 4 ani de când colaborez cu dumneavoastră, nu a dat niciodată coadrică, pentru că e foarte lung, dar nu greu. Bun. Cam asta. Întrebări, comentarii? În regulă. Atunci, dacă lucrurile sunt clare, știți de unde vă luați materialele, Moodle, YouTube și pagina mea, și ne revedem, cred că mâine, pentru analiză, unde o să facem, cred că integrale duble și triple ar fi la voi. Și după aceea mai avem integrale curvilinii și de suprafață în ultima săptămână. Vă doresc o după-amiază liniștită și să ne revedem cu bine. La revedere! La revedere, zi bună! La revedere! La revedere! Nu știu.